Asociația Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva, ce funcționează în cadrul unui centru de îngrijiri pentru bătrâni din capitală, va primi duminica aceasta vizita a doi ierarhi ai bisericii noastre. Aceștia vor sfinți racla ce adăpostește un fragment din moștele Sfântului Ierarh Alexandru. Prin implicarea președintelui asociației, părintele Alexandru Ivan, a fost finalizată procedura pentru primirea unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne permanent în capela instituției spre ocrotirea și binecuvântarea bolnavilor ce primesc îngrijire în acest centru. Duminica aceasta, capela Asociației Sfântul Ierarh Alexandru Sfânta Cuvioasă Parascheva îmbracă haine de sărbătoare. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat ca să putem primi în cadrul capelei noastre moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, oferite în dar de Episcopul Alexandrii Ștelormanului, Preasfințitul Părinte Galaction. Programul liturgic se va desfășura cu primirea Ierarhului împreună cu Odoarele Sfinte de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, după care va fi Sfințită Racla cu Sfintele Moaște, și apoi împreună cei doi erari vor să Sfânta Liturghie. Moaștele vor rămâne spre închinare în cadrul centrului nostru de bătrâni pentru mângâierea bătrânilor ce se află aici și pentru că aceștia se poată închina ori de câte ori au nevoie și să ceară ajutor Sfântului nostru Crotitor. Căminul de bătrâni se află în apropierea pieței Victoriei, pe strada Occidentului, la numărul 25.